Indicele producției industriale în anul 2013 prezintă o creștere a volumului de activitate de 6,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor a fost sporită. În 2013, în Mehedinți, au fost eliberate 384 de autorizații de construcții, mai multe cu 39 față de aceeași perioadă a anului precedent. Balanța comercială exprimată prin soldul exporturi-importuri reprezintă un excedent la nivelul județului de 25.574 de euro. În activitatea de construcții, date privind locuințele, avem la nivelul trimestrului 3. În județul Mehedinți s-au terminat 236 de locuințe, cu 138 mai mult decât la sfârșitul trimestrului 3-2012. Numărul autorizațiilor de construcții pentru clădiri rezidențiale eliberate în anul 2013 a fost de 384, cu 39 mai multe decât în anul 2012. Demersurile privind formarea profesională inițiate de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Mehedinți, nu au fost în zadar. Așa se face că la sfârșitul anului 2013 s-a înregistrat o creștere a numărului de angajați. De asemenea, atât salariile cât și pensiile au crescut. La sfârșitul anului 2013, efectivul salariaților din economia județului a fost de 42.531 persoane, din care 59,5% își desfășurau activitatea în servicii, 37,8% în industrie și construcții, restul de 2,7% lucrau în agricultură, silvicultură și servicii anexe ale acestora. Avem date disponibile și pentru pensionari și pensia medie, însă numai la nivelul trimestrului 3-2013. Deci, datele disponibile arată că în județul Mehedinți existau 58.656 de pensionari calculat ca număr mediu, cu 95 mai puțin decât în trimestrul 4-2012. Pensia medie lunară a crescut cu 35 de lei pe pensionar, de la 733 lei pe pensionar în trimestrul 4-2012 la 768 lei pe pensionar în trimestrul 3-2013. Conform datelor înregistrate de Direcția Județeană de Statistică, în Mehedinți, natalitatea este în scădere, iar mortalitatea este în creștere.